E il bol d'acqua l'ha messo la pizza. No, cubo fos. Bine, așa cum am bine. Bine v-am găsit, oameni buni, în bucătăria noastră. Astăzi, oameni buni, e ora... Așa, am revenit, am uitat să plătesc netul, aparent. Da, oameni buni, astăzi suntem acasă, e dimineața, abia ne-am trezit și, bineînțeles, astăzi o să facem o omletă, oameni buni, pentru că ne e foame, în primul rând, dar o să facem o omletă un pic mai diferită, așa. O să punem de toate în omleta asta, o să trebuiască să facem o omletă mai scârboasă. Astăzi mâncăm, oameni buni! Astăzi mâncăm! Nu uitați, bineînțeles, să lăsați un like, un share și toate cele, aveți și pe în descriere și... Hai să ne apucăm de gătit. Apoi, până gătiți voi, eu mă duc să postez o poză. Au pe ăsta. Au pe ăla. Au pe ăla. Știi să spargi un ou? Eu? Nu. Primul ou, câte ouă punem? 3, 4. Așa. Are bucătare. Băi, te rog frumos, mă, știi câte omlete am făcut la viața mea? 4. Hai punem 5 ouă. 5 ouă, ios, mă. Așa, să irosim mai mult ouă. Dacă iese o omletă bună, mă. Mă cac pe mine dacă iese. Dește-te în gâtul, mă. Sutează, mă. Hai, mă, serios, ridică-te. Hai, acum, mă. Ia uite acolo. Așa, așa. Bravo. Hai cu ăsta. Ce să ia? Fulgi? Dar tu pui toate chestiile acolo în bol, nu? Da. Ai, dar nu-i pune toți. Nu, punem... Atât? Atât. Nu, deja arată groaznic. Așa. Deci că facem lapte cu cereale. Hai să le tăiem, fii atent. Ia taie-le. Oh, pica foxul. Hai, taie bezelele. Hai, o bezea, nici nu cred că se taie. Păi rupe-o, de ce o tai cu cuțitul? Zici că e carton, așa e. Ce fraște piatra aia? E un avocado. Așa arată pietrele mai nou. Porumb, trebuie să punem porumb. E logic, nu? Adică niște porumb aici trebuie să fie. Bă, ce prost. Și tot ai folosit-o, chiar dacă... Păi dacă tot am scos-o. Ia uite acolo, mă. Dar n-arată rău omleta asta deja. Da. Ia ține, Corin, fă ceva util, că până fac eu cafea asta. Deci omleta asta are ouă, bineînțeles, are porumb, are ovăz. Bezele, mă. Bezele, ai de viața mea. Ce lumină ți-a dat la față. Ce lumină mă sparge. Momentan, oameni buni, cam așa arată omleta noastră. Momentan vom adăuga ingredientul nostru secret. Ciocolomțiții. Cum va fi toată omleta asta? Omleta asta o să fie genială, pe mână. Asta-i pe tărzi, bă? Bă, ești prost, mă, bă. Eu mi-am scăpat telefonul. Te filmez, să mă arăt vete. Așa, hai să-ți arăt, Corin, următorul ingredient. Avem aici un avocado. Am tăiat prost. Așa, așa, bună-ție. A, tu ai zis, Corin, că nu-ți place avocado, așa-i? Uite-i, uite-i, gustă. Ha, ia. Ești chestie, ești prost. O pică lumina. Încă aici, am atât, bineînțeles, să amestecăm aici. Omleta, între ghilimele. Bun, ești gata să adăugăm hrean? Eu până stăm la clipul reușesc și o să pun lumina asta. Bă, jurnă, uai. Pui de ăla, Corie, iac, nu, ăia. Pune un pic. Atât ai mult? Nu, e bun. Bă, faci nu vrei să ții lumina în mână, mă. Pune-o pe trepied, mă. Nu așa, mă. Te am șoc așa, doar nu puneam în picioare. Ingredientul următor, oameni buni, bineînțeles, Haribo, pentru că nu ne plac Haribo, nu. Cum să nu mâncăm noi Haribo? Dacă pe parcursul videoului o să vedeți că tot se schimbă lumina, din cauza că ăștia tot mută, băi. E șantier ca să asta. No. Băgăm niște d-astea. Bagă, Haribo, bagă. Nu pe jos, două în gură. Oh, uite ce chiar ești tu? Da. Da. Așa, cât ți-a preț, băieți? Da-mi o felie. 12. Na, iau pe asta. Dă mângă primul aici, amintă-te. Păi faci mânca... o peta lui în gură. Vezi că ai scăpat. Mânca-l. Uite că... Oh. Bravo. Nu mai poți, mă. De unde vin? Așa, uite cum arată omleta noastră momentan. Eu zic că... Gretos. Cred că vomităm. Vezi că ceva... groaznică. Bă, dar filmează bine. Așa, ești gata să punem sardine aici? Da, pune. Tu ai de gând să mai pui mandarine. Hai, mandarine. Pune mandarine. Așa să desfaci o cașcaval, mă. Dar bă, te rog, eu nu pune și Red Bull în aia, că deja îți dă-te zemurile. Deci tu să nu pune Red Bull, pune Red Bull la final. Da, după ce e gata, așa o stropești. Totuși, ce pute chestia asta? Cașcavalul? Chiar nu omleta. Bă, dar tu ce experimente nucleare? Eu nu mânc așa ceva, ești prost. Gata. Mânci singur, e vlogul tău. Cred că murim. Nu, nu mă cred, eu sigur. Da, hai să-i dăm drumul. Pune și un pic de ulei pe foc. Ai vrut omletă scârboasă? Tu ai vrut.
Hai, pune-o. Ai, dă viața mea ce e aici. Ai, chiar dă. Chiar curios cum va ieși omleta aia. Eu nu știu dacă e bun, mi-e frică sau bun. Dar mie mi-e... Dă-te, dă-te. Să zic asta. Deci, sardinele pur, bă. Sardinele pur. Și asta. Și aia. Da, da. Să, măcar astea spune, oameni. Na, acum așteptăm să facă, revenim cu bucătarul Masterchef. Da, cam așa arată un moment. Dar parcă miroase un pic mai bine când e făcută, nu? Ce zici? Parcă. Da, parcă pare mai comestibil așa. Că se face maro, dracului. Păi ai de la ciocolată. Dar ce mă, că arată bine. Da. Uite acolo. Corin, tu speli tigaia. Sau cineva, eu nu spăl. Mă, tu crezi că pot să o spăl? Din și mie. Da, o că la cât ai pus tu acolo, trebuie frecat pe aia, maxim vreo 20 de minute. Eu cu mână o s-o gata, păi de da, ore. Te să faci asta, e viața. Hai de viață, acum n-ai cum să dai înapoi. Realizez, nu? Bă, dar parcă mi-a... Bă, da, vrei să vezi? O iau, o țupă în WC, o trag apa. Bă, știu eu cu ce s-o rezolvăm. Cu ketchup. Cu ketchup. Perfect. Când e mâncare nașpa, pui ketchup peste. Dar nu mai pune atâta, că după aia mai e scârboasă. Nu, să nu vă simt altceva. Dar nu, mă, uite ce prost e, contoarce. Nu, nu, bă. Bă, tu ești idiot, mă. Nu, bă, nu. 3, 2, 1 și... Haide, viață. 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Baaaai! Tu mănânci primul! Yeah. Da, hai! Nu, hai, mănâncă, tati! Păi ăsta, dar nu-l lua doar porumb... Nooo! Ce-i asta? Ce ai, mă, ori l-am bucură să-l faci totul! Bă, trebuia să... Du-te, iei bol de acolo, trebuie să mă miți! Da, cum a fost? Tu vezi ca lacrimi! Bă, așa. E groasnică! Deci mai știi când am băut băuturile alea de... Da! Au fost ceaiuri! Să mor eu! Da iară, bă, da iară, o picare, iglai tu, bă, nu mai suport. 2, 3 și... Perfect, dai drumul cu ei. Ce-ai făcut? Am o piatră. Ce că ce-ai făcut? Avem filmare, frere. Ai mirosit-o? Da. Dar nu mirosit. Nu, bagă și înghiți-o. Haide, mă, stai înghiți-o. Eu am înghiți-o un pic după aia. Să mor tu că ai înghiți-o. Da. Haide, viața mea. Dar Corin, mănâncă o dată, că nu mai suport. Mă duc să mă spăl pe dinți. Eu știu ce rău e, dar... După o scurtă moment, cancer religioasă, eu nu știu cum să spun. Cancer religioasă, mie, bă, mi-a zbăcat frica în mine să mor. Așa e, pe prima oară, împart un gust prost, am să-i zic gust de porumb, de șuncă, de ketchup. Care gust rău? Ce-i cel mai rău din asta? Nu știu. Să-ți gustă și vezi că îți vine să borăști. Îți vine să borăști imediat. Vago, vago. Mi-e așa cum am vine. Doamne, vedeți, dar noi suntem idioți, mă. Concluzii, oameni buni, e cea mai oribilă omletă pe care am mâncat-o în viața mea, jur, n-am de... Dacă vreodată, în viața asta, o să mă duc la un restaurant și o să-mi dea o omletă mai rea decât asta. Jur că-i dau bani. Jur, trebuie... Ce miros, direct bombă, zici că am băgat în gură. Da, exact. Zici că am băgat bombă în gură. Așa arată chestia asta. În fine, noi sperăm totuși că v-a plăcut, măcar poate v-ați amuzat. În fine, oameni buni, aici o să încheiem acest episod. Ăștia își dau cafea pe aici, nu știu ce fac. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like share și toate cele. Da, aveți Instagram-urile lor aici și pe fețe. Ne auzim data viitoare, toate cele bune. Nu știu dacă puteți să mai mâncați după clipul ăsta. La revedere, pa, pa. Cheers.